Hristos a înălțat? Părintele Sergiei, da? Dați-mi voie să mă prezint, mă numesc Mihaela Todor și vin din municipiul Băț, din satul Elisaveta, unde e părintele nostru de la biserică, tot e Sergiei. Așa. Cine vă iubește și are un respect mare de dumneavoastră, astăzi fiind omagiat, a dorit să vă facă o surpriză pe neașteptate. Cum credeți? Din partea cui am venit? Știți, la mine sunt multe... Toți mă iubesc, toți mă... Dar eu gândesc din partea copiilor mei. Probabil, poate ia cineva. La schimare macale. De tot eu luăm în casă. Nu. Că-i altă idee n-am, dar... Deci, eu pentru dumneavoastră am scris o poezie personalizată. Și când am să-i dau citire, veți înțelege din partea cui vine această surpriză. Vreau să încep cu această sticlă. Da. Această tortă. Acest buchet de trandafiri. Și un mic tablou cu niște poze. Tine. Acum, o să dau citire poezii personalizate și aflați din partea cui am venit. Sunteți pregătiți să o ascultați? Astăzi este o zi mai specială. Al nostru Sfânt Duhovnic e omagiat. Cei de 52-a aniversare împlinește, iar noi cei dragi îi dorim să aibă parte de tot ce își dorește. Trei copii pe lume, Dumnezeu ți-a dat. Ei crescut și educat, la orice pas ei dat și un sfat. De unul singur, le-ați făcut pe toate, ca astăzi ei să fie mândri de ei sunt tată. Bunul Dumnezeu să vă umple cu harul său, putere de a lucra necontenit să vă dea mereu, în vederea atragerii lui Dumnezeu. Vă mulțumim pentru eforturile depuse, pentru toate lucrurile frumoase și bineplăcute sufletelor noastre, pe care le faceți cu multă dăruire, respect, dar și iubire. Să vă știm mereu voios, înțelept, mărinemos, la mulți ani cu înțelepciune. Continuați-o tot așa, pentru că o faceți bine. Iar această surpriză vine cu mare drag din partea finelor dumneavoastră și a Doamnei Maria. Iar dacă aveți un mesaj de mulțumire, vă rog mult. Știți, am emoții foarte mult. Nu, eu vorbesc tare și așa. Am emoții foarte multe, dar m-am așteptat la tăți. Și mai ales din partea copiilor. Dar, pentru că deși v-am spus că la început, că tăți au dragoste, tăți mă respect, fiindcă ei respect și eu. Pentru că am și eu un duhovnic care mi spune nouă așa, că dacă vreți respect, învățați-vă a respecta. Pentru că dacă nu respectați, nici pe voi n-ați vă respecta. Deci eu vă mulțumesc tare mult. Și el mulțumesc, Maria. Eu am știut că cineva și-a vrut să facă, dar numai n-am știut de la cine. Mulțumesc și foarte mult, sunt foarte surprins, foarte bucuros. Și nu știu, toate cele bune. Deci încă o dată la mulți ani. Și eu în continuare pentru dumneavoastră am pregătit și un colaj de piese. Facem vițelie, da? Da. Astăzi este ziua ta, vei petrece, vei cânta, cu prietenii de-o viață până dimineața. Astăzi este ziua ta, vei petrece, vei cânta, cu prietenii de-o viață până dimineața. Toată viața ta ți-ai dat inima, lumea cânta pentru mine, astăzi pentru tine. Yeah.
Thank you.
bucur.